E, a făcut Leipzig cum a făcut și iată că se menține, s-a menținut la 3 puncte în spatele lui Bayern München, așadar totul se joacă în momentul ăsta în campionatul german, însă bavarezii probabil vor câștiga până la urmă, nu cred că Leipzig va putea ține pasul la infinit. Forsberg în continuare este suspendat, nu știu de ce au dat așa mare suspendare, pentru că iată, cred că a treia etapă pe care o ratează mijlocașul de la Leipzig, pe care eu l-am identificat ca fiind poate cel mai important jucător al echipei. Leipzig a avut și noroc în ultimele etape, s-a ținut tare acolo și în acest moment are o distanță de 11 puncte, dacă vă vine să credeți, în fața celor de la Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, normal, abonată la locul 2, cel puțin, dacă nu chiar contracandidată pentru Bayern München la titlu. Însă, lucrurile stau așa cum stau. Noi ne așteptăm să vedem un meci frumos, un meci în care să existe o luptă în adevăratul sens al cuvântului prin perspectivă fotbalistică. Știm foarte bine că Leipzig e o echipă ambițioasă și cred că va marca, dar probabil și Dortmund o va face, așadar ambele marchează și gazdele peste 5,5 cornere, adică și Dortmund să aibă cel puțin 6 cornere. Hoffenheim primește vizita celor de la Mainz și încercăm varianta 1x, dar în caz de egal primim banii înapoi, 1 cu handicap 0, așadar e identic cu 1x, doar că la egalitate, în loc să câștigi, primești banii înapoi, o cotă de 1.38. Bayern München joacă acasă cu Schalke, 2-4 goluri în meci, o cotă de 1.45. Hertha Ingolstadt, gazdele, câștigă oricare repriză, o cotă de 1.61. Hertha un pic în cădere și probabil că așa va continua până la final. Köln-Wolfsburg, cel puțin 2 goluri. Augsburg-Bremen, oaspeții marchează cel puțin 2 goluri. Oaspeții marchează, îmi cer scuze, 1.40. Și Frankfurt-Darmstadt, 1 solis la o cotă de 1.55. O etapă pe cinste în Bundesliga, dar meciuri interesante sunt și în Franța, acolo unde Monaco joacă cu Nice. Așadar, primele două clasate se întâlnesc în meci direct.